Tinerii s-au adunat la Biserica Ursulinelor pentru a se închina Sfintei Cruci. Să dăm dovadă că suferințele Lui nu au fost zadare pentru mântuirea noastră și că au un folos și un rost în lumea aceasta. Să dăm dovadă de bun creștin, să dăm dovadă de creștini tineri autentici, să concelebrăm această cale a crucii în pace, în liniște și în ordine, precum îi place Lui Dumnezeu. De aici, tinerii au plecat să reconstruiască drumul lui Iisus spre Golgota, fredonând imnuri creștine. Au poposit apoi la Biserica Romano-Catolică, la Capela Facultății de Teologie Ortodoxă, la Biserica Reformată și la Biserica Evanghelică. Pentru păcatele mele, să fie iertate într-o mică parte. Și în rest pentru propriul meu suflet. Această mișcare este o încercare de a arăta lumii că Iisus Hristos a murit pentru întreaga omenire. Tinerii au purtat pe umeri crucea pentru a marca apropierea sfintelor sărbători de Paște. Cum Domnul Iisus a purtat-o, așa o purtăm și noi, simbolic. Este important pentru noi să simțim într-o oarecare măsură ceea ce a simțit și El. Înseamnă o repetiție a drumului pe care l-a făcut Iisus până pe culmea Golgotei și în fiecare an, înainte de Paște, repetăm drumului pe care l-a făcut. Procesiunea a avut un scop caritabil. Creștinii au strâns bani pe care i-au donat cantinei sociale a Asociației Sfântul Nicolae.